Poate vă întrebați cum au fost transportate aceste coloane și aceste pietre la distanță, ce fel de tehnologie s-a folosit atunci. Și eu m-am întrebat și am primit răspuns astăzi. Aceasta este metoda. Un arhitect grec pe nume Mesagenes. Se găsește în scrierile antice, metoda. Un arhitect care a trăit în Knossos, în Creta, în secolul 6, înainte de Domnul Iisus, a inventat o metodă de transportat greutăți cu ajutorul boilor. În jurul fiecărei pietre care trebuia transportate se construia o astfel de structură rotundă din lemn, un fel de roți, care avea în capăt niște locuri unde se trăgea, probabil. În orice caz, avea o ramă care se rotea și boii puteau să tragă și piatra ajungea repede la locul unde trebuia pusă. Ridicarea probabil se făcea cu scripeți, cu frânghii. Asta nu mai era așa de mare problemă. Transportul pe distanțe mari era într-adevăr o problemă, pentru că nu puteau fi urcate în car. Așa că pietrelor li se punea roți. Foarte interesant. Valabil și pentru gândurile noastre împietrite să le punem roți. Adică să le lăsăm să lunece. Cuvântul lui Dumnezeu zice că se răspândea. În original zice că se rostogolea. Trebuie lăsat cuvântul și făcut-i drum și pus-i roți ca să lunece ușor în mintea omului.